Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre ambalarea și păstrarea bomboanelor. Bomboanele sticloase, neumplute și umplute, se livrează învelite sau neînvelite. Bomboanele învelite sunt acoperite cu staniol, aluminiu, hârtie pergaminată, cerată sau parafinată, hârtie pelur sau material plastic. Peste acest ambalaj, ele pot avea un al doilea învelit din hârtie cu diferite desene și inscripții sau din foi metalizate bine strânse la capete. Aceste bomboane se pot înveli bucată cu bucată sau mai mult împreună, cum sunt rolsurile, se formează un sul care se învelește. Stasul limitează masa hârtiei folosite la învelit în raport cu masa bomboanei. Astfel, la bomboanele cu un singur învelit, masa hârtiei nu poate fi mai mare de 3% din masa bomboanelor. Bomboanele învelite se ambalează în cutii de carton, de masă plastică sau de tablă, un conținut de 5 kg sau de 25, precum și în pungi de masă plastică. Bomboanele neînvelite se livrează preambalate sau vărsate. Preambalarea se face în pungi de hârtie pergaminată, de material plastic sau în cutii de tablă cu un conținut maxim de 100. Bomboanele neînvelite vărsate se livrează în cutii cilindrice de tablă cositorită și lăcuită sau din material plastic cu un conținut de 1 3,5 kg. Cutiile se căptușesc cu hârtie pergaminată sau hârtie albă, iar la locul de îmbinare a capacului cutiei se lipește o banderolă de hârtie care să ferească conținutul de pătrundere a umezelii, precum și ei pentru integritatea sa. De asemenea, se va lipi o fâșie de hârtie și pe toată suprafața laterală cutiei. Pungile și cutiile de tablă de 100 de grame se ambalează în lăzi de lemn sau de carton. Drajele se livrează preambalate sau vărsate. Preambalarea se face în pungi de hârtie sau material plastic în cutii de carton sau tablă cu un conținut net de 40-500 de grame, ambalate apoi în cutii cu maxim 25. Drageurile vărsate se ambalează în cutii de tablă căptușite cu hârtie albă pergaminată sau cerată, închise etanș și cu un conținut de 1-3 kg, acestea fiind ambalate la rândul lor în cutii de lemn de maxim 60. Caramelele se ambalează individual în hârtie parafinată, apoi în cutii de carton simplu sau litografiat de 100 și 1000 de grame, iar tabletele în celofan și apoi în carton cu inscripții. Caramelele moi trase în ciocolată se ambalează individual în stanion și hârtie parafinată și apoi în cutii de carton litografiate de 100. Se mai livrează și caramelele asortate în poșete de 250. Poșetele sunt confecționate din carton litografiat. Toate materialele folosite pentru ambalarea bomboanelor trebuie să fie curate, uscate și fără miros străin. Ambalajele cu bomboane se marchează cu specificațiile obișnuite. Materialele folosite pentru marcarea cernelurilor nu trebuie să se întindă sau conțină substanțe toxice. Păstrarea bomboanelor se face în încăperi uscate, curate, dezinfectate și aerisite. Temperatura depozitului trebuie să fie de maxim 20, iar umiditatea relativă aerului de 75%. O umiditate ridicată provoacă scăderea calității bomboanelor, se umezesc, se lipsesc, își pierd aspectul și forma. Pentru bomboanele care conțin grăsimi, creșterea temperaturii în depozit accelerează alterarea grăsimilor. În condițiile depozitării de mai sus, bomboanele neumplute au termen de garanție de 90 de zile, bomboanele umplute și drageurile 60, iar caramelele 45. Termenele se calculează de la data fabricării. Cu stimă și respect față de persoane care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. Yes! Nu uitați să dați like, dislike și dacă vă plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!